Alegerile parlamentare din toamnă vin cu o premieră pentru sistemul electoral românesc. Votul prin corespondență, introdus pentru a facilita accesul la vot al românilor din diaspora. Scandalurile din ultimii 10 ani cu privire la românii care vor să voteze în străinătate i-au obligat pe reprezentanții statului să faciliteze accesul diasporei la vot. Astfel că, din acest an, la alegerile parlamentare, românii din străinătate pot opta pentru votul prin corespondență. Pentru a avea acces la votul prin corespondență, trebuie urmați câțiva pași obligatorii. Mai întâi, cel care vrea să voteze din străinătate trebuie să se înregistreze în registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență. Românii din străinătate se pot înregistra până cel târziu cu 48 de ore după începerea perioadei electorale pentru alegerile parlamentare. Modelul cererii pentru înscrierea în registrul electoral se găsește pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la secțiunea Votul în străinătate, de unde poate fi descărcat. Cererea trebuie completată, datată și semnată, apoi depusă personal sau transmisă prin poștă către misiunea diplomatică sau oficiul consular. Cererea trebuie însoțită de o copie a pașaportului cu menționarea statutului de domiciliu, în cazul în care persoana solicitantă are domiciliul legal stabilit peste hotare, respectiv o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește dreptul de ședere eliberat de autoritățile respective. După 5 zile de la expirarea termenului de înscriere în registrul electoral, puteți verifica online dacă ați fost înregistrat. Pentru aceasta, accesând registrul electoral de pe site-ul Autorității Electorale Permanente, Poșta Română va trimite până cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor la adresa de domiciliu sau de reședință indicată în cerere, un plic exterior autoadresat prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, pe care sunt imprimate numele și prenumele solicitantului, adresa de corespondență, adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență și un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului. În acest plic vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător, un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care veți introduce opțiunea de vot. Plicul interior va conține un autocolant cu mențiunea votat, prevăzut cu elemente de siguranță, certificatul de alegător, buletinul de vot prin corespondență, instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele necesare exercitării votului prin corespondență. Toate documentele menționate sunt incluse într-un al treilea plic, al cărui expeditor este Autoritatea Electorală Permanentă. Toate aceste scrisori sunt trimise cu confirmare de primire. Dacă solicitantul a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, nu va mai putea vota la nicio secție de votare. Cum se votează? Pe buletinul de vot se lipește autocolantul cu mențiunea votat pe patrulaterul cu candidatul sau partidul pentru care optați. Introduceți apoi buletinul de vot astfel marcat în plicul în care nu are niciun semn distinctiv pe el, în plicul interior, apoi sigilați plicul. Completați certificatul de alegător menționând data și semnând holograf. Introduceți plicul interior și certificatul de alegător în plicul exterior pe care le sigilați. Depuneți plicul exterior la orice oficiu poștal sau în orice cutie poștală. Dacă procedați altfel, sunteți votant la alegerile parlamentare din toamnă.